Haideți să luăm pe fiecare articol în parte și unde e cazul, fiecare își pune punctul de vedere, inclusiv invitații noștri. Domnul președinte, vă rog, vă rog totuși, pentru că s-au făcut mai multe referiri, să ne dați și nouă cuvântul și să ne exprimăm în 2-3 minute punctul de vedere. Vreți la discuții generale? Bine, vă rog. Haideți, dacă vreți. Da, scurt, da, scurt. Da. Eu aș vrea să completez la ce a afirmat domnul deputat Terea la început, că sunt afectate direcțiile silvice și ocoalele silvice de regim și sunt într-un blocaj. Blocajul este la fel de mare, cel puțin la fel de mare, la nivelul industriei. Fondul Forestier Românesc oferă pieței acele 18 milioane de metri cubi, din care 13 milioane sunt utilizate în industrie și adaugă valoare, iar 5 milioane de metri cubi merg spre populație sau spre cei care au nevoie de lemn de foc. Este o cantitate pe care nu o putem extinde. Nevoia populației este de 15 milioane sau chiar mai mult. Noi, când vorbim de criza lemnului de foc, vorbim de fapt de o criză a prețului lemnului de foc. Așa cum toate prețurile au crescut în țara asta, a crescut și prețul lemnului, a crescut prețul lemnului pe picior și de aici implicit și prețul lemnului de foc. Deci a scoate acum și a face afirmația că agenții economici au boicotat achiziția prestațiilor este un argument bazat pe o țintă falsă, pe care doamna ministru, cu părere de rău, o spun, l-a luat și l-a fixat. Agenții economici nu au boicotat. Agenții economici nu pot să facă muncă voluntară. Agenții economici își bazează activitățile și planurile lor de afaceri pe eficiență economică. A avea pretenția ca agenții economici să facă o activitate și să vindem lemnul de foc ieftin este iarăși o lipsă de luare în calcul a realităților pe care noi le trăim. Dacă vrem să ajutăm populația și să respectăm legea care dă pădurii cele trei funcții de care ați vorbit, economică, socială și ecologică, nu putem să facem din celelalte două, economică și ecologică, să slujească socialul. Vrem să ajutăm populația? Gândim o schemă de ajutor de stat? Depozitele sunt pline, vindem la un preț accesibil pentru populație și statul vine și completează la nivelul pieței sau la nivelul costurilor acea diferență. Și atunci vinde și RomSilva, vând și agenții economici, pentru că lemnul de foc pleacă și de la unii și de la alții. Eu aș merge și aș spune că acest articol 59, care a produs atâtea necazuri, ar trebui să-l modificăm fundamental. Și dacă un reprezentant al Comisiei dorește să preia o propunere și să o facă, pentru că eu nu am dreptul, propunerea mea ar fi ca acest articol 59 să sune foarte simplu. Masa lemnoasă se valorifică printr-un regulament de valorificare făcut prin hotărâre de guvern sau ordin de ministru. Noi nu putem să venim să punem într-o lege organică lucruri de această natură care iscă atât de multe discuții și care blochează lucrurile. Mulțumim, domnul președinte. Vă mulțumesc și eu.